Bucuria mea vă spune un bun venit în Casa lui Dumnezeu în această dimineață de Sabat Sfânt și aș dori pe această cale să vă mulțumesc ca biserică pentru faptul că m-ați invitat să fiu în mijlocul dumneavoastră cu această ocazie și să ne putem bucura împreună. Am dorit ca gândurile noastre, cugetele noastre și tot ceea ce depinde de noi să căutăm să le îndreptăm către acela care a zis eu sunt calea, adevărul și viața și așa cum suna și cântarea de deschidere, am dorit ca Dumnezeu să fie și de data aceasta cel care ne vorbește, iar noi să putem să fim niște ascultători dornici de a împlini ceea ce Dumnezeu din iubire ne face de cunoscut. Cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori să deschidem Sfânta Scriptură la prima carte a Noului Testament, la cartea Evanghelistului Matei și la capitolul 8 aș dori să citim două versete. Versetul 2 și versetul 3. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau, fi curățit. Și îndată a fost curățit de lepra lui. Vedem în această expunere un caz atât de complicat, aș putea să spun. Vedem o persoană care în viața lui a fost atacat de o boală incurabilă. Un om care purta asupra lui inscriptele acestei dureri, acestei rușini, aș putea să o numesc, care îl desfigurase la propriu, care îl făcuse să cheltuiască poate toată averea la doctori, care într-o anumită situație a auzit acele cuvinte pline de tristețe și de durere din partea preoților necurat și care l-au obligat să părăsească familia, să părăsească societatea și să meargă într-un ținut, într-o vale a plângerii și acolo să aștepte cumplita și nemiloasa moarte. Dar într-una din zile, în acel loc unde era izolat, a venit în inima lui o speranță a vieții. A venit cineva care i-a spus, știi ce? Prin locul acesta trece un anume Iisus. Și dacă mergi la El și îl rogi să te curățească, omul acesta poate să facă acest lucru. Și vedem că acest suferind, acest om care simțea nevoia de a lua din nou contact cu viața, a părăsit acel loc al durerii și a mers o bucată de timp și bucuria lui de plină a fost că a văzut la marginea unei mări câțiva oameni care stăteau de vorbă cu un personaj. Și-a dat seama că acesta era personajul pe care îl descrisese persoana aceea care i-a dat speranța vieții și a mers la Domnul Iisus Hristos cu un strigăt. Nu a fost o voce vagă, nu a fost o expresie lipsită de speranță, a fost un strigăt al disperării. O dorință care ardea în inima lui și se prezintă înaintea lui Iisus și spune, Doamne, dacă vrei! Ești singurul care poți să mă curățești. Ce spunea ultima întrebare de la lecțiunea care am avut-o de învățat astăzi? Ne mai aducem aminte. Doar în Iisus este speranța noastră. Acest om a simțit și a putut să înțeleagă că doar în Iisus era această speranță și a venit la el plin de nădejde de aceasta și l-a rugat pe Iisus să facă ceea ce nu putuse nimeni să facă. Și Domnul Iisus Hristos s-a uitat la el și a spus, da, vreau să fii curățat. Iubiți frați, stimate surori în Domnul Iisus Hristos, în dimineața aceasta, nu ni se cere ca să facem un pelerinaj, ca să-L căutăm pe Domnul Iisus Hristos la marginea unei mări, ca să mergem, să depunem efortul costisitoare. În dimineața aceasta, Domnul Iisus Hristos ne-a promis că este aici.
El așa a spus că acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele Său, El este prezent. În dimineața aceasta ar trebui ca și noi, ca și acest om, care simțeam nevoia de a fi curățat și vindecat, să venim la Domnul Iisus Hristos și să-I spunem: Doamne, sunt bolnav de lepra păcatului. Am intrat deja în putrefacție. Sunt un om pierdut. Sunt obligat să fiu despărțit de familia lui Dumnezeu, de familia cerească, și sunt izolat să mor în închisoarea păcatului și a morții. Dar vin la Tine cu credința ca să fiu curățat. Vin la Tine cu credința ca să fiu vindecat de acest blestem al păcatului. Și vedem aici că Domnul Iisus Hristos niciodată, dar niciodată nu a respins un păcătos care a venit la El cu dorința sinceră de iertare. Și sunt convins că dacă facem lucrul acesta în inimile noastre, primim același răspuns pe care l-a primit acest om. Domnul Iisus Hristos ne spune: vreau să fii vindecat. Vreau să fii din nou integrat în familia lui Dumnezeu. Vreau să porți din nou pe chipul tău chipul acela pe care l-ai pierdut prin neascultare de voința mea. Ne aducem aminte că primii noștri părinți n-au ascultat de Dumnezeu și pentru faptul că n-au ascultat de Dumnezeu a trebuit să poarte sau să suporte consecințele legii în vigoare și a trebuit să primească pedeapsa pentru păcatul comis. Și Adam a iubit-o pe Eva și atunci când a văzut că totul începe să se destrame și intră într-o altă fază a durerii și a suferinței, el a acceptat ca să moară pentru ea. Și știți de ce? Pentru faptul că a iubit-o. Atunci când Adam a spus că vrea să moară pentru femeie, în împărăția lui Dumnezeu, la scaunul de judecată lui Dumnezeu, s-a luat această hotărâre pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o și a spus: vreau să mor pentru păcătos. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să fim copii al lui Dumnezeu. Și suntem, deși lumea nu ne cunoaște, suntem copii al lui Dumnezeu pentru că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deși Satana, acest dușman al lui Dumnezeu și al omului, care i-a făcut pe oameni să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos și pe Dumnezeu într-un fel contrariu prezentării lui Dumnezeu, deși L-a descris în multe chipuri și în multe feluri ca un Dumnezeu rău, ca un Dumnezeu care îi place să se complacă în suferință și durere, vedem că nu a fost și nu rămâne așa. Domnul Iisus Hristos, găsim scris în Proverbe, capitolul 8, că Domnul Iisus Hristos își găsa plăcere în fiii oamenilor. Și cred că cei care suntem părinți și avem copii, putem să înțelegem mai ușor lucrul acesta. Cred că niciunul dintre noi nu ne simțim bine atunci când copiii noștri trec prin diferite încercări, prin diferite situații. Într-un cuvânt, atunci când copiii noștri suferă, nu ne simțim bine. Am dorit să suferim noi în locul lor. Noi simțim plăcerea nu când îi vedem că suferă, nu când îi vedem că sunt disperați, că plâng. Simțim plăcerea în copiii noștri atunci când îi vedem că sunt bucuroși, că sunt veseli, că sunt plini de viață și că doresc să-și continue drumul acesta spre desăvârșire. Cu mult mai mult Dumnezeu se bucură de noi atunci când vede că lucrurile sunt bune, atunci când vede că suntem pe un drum bun care ne va ajuta la sfârșitul cărării noastre să ne întâlnim cu acela care ne-a iubit și ne-a răscumpărat. Aș dori să mai citim din prima carte, din Geneza, capitolul 3, versetul 15, versetul de aur, aș putea să-l numesc, al Vechiului Testament, care spune: vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Iată, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, suveranul cerului și al pământului, a venit în locul acesta,
pe pământul acesta blestemat datorită neascultării noastre, ca să ne demonstreze că El este cu adevărat prietenul nostru și a venit ca să biruiască pe acest dușman de care noi am fost înfrânți. Și a spus dușmănie, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, femeia fiind planeta aceasta și biserica lui Dumnezeu. Și textul de aur din Noul Testament, Ioan capitolul 3 cu versetul 16, spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Iată, dragii mei, bunătatea și dragostea pe care Dumnezeu și-a manifestat-o și și-o manifestă în fiecare moment din viața noastră față de niște oameni care nu merităm nimic altceva decât moartea. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Și este o strofă dintr-o cântare pe care consider că o cunoaștem cu toții, care spune așa: v-am dat ca viață viața mea, ce faceți voi cu ea? V-am scos din moarte și necaz, dar voi ce faceți azi? Suntem gata și noi astăzi ca să ne recunoaștem starea? Suntem gata și noi astăzi ca să credem că Domnul Iisus Hristos este singurul care poate să rezolve situația vieții noastre? Este singurul care ne poate ajuta să devenim din nou la starea din care am căzut? Și dacă credem lucrul acesta și dacă venim la Domnul Iisus Hristos cu dorința de a fi mântuiți, cu dorința de a fi salvați, El ne-a promis că va face lucrul acesta. Și această promisiune este o promisiune care rămâne pentru timp și veșnicie. Datorită faptului că un singur lucru n-a putut să facă Dumnezeu. Și știți ce n-a putut să facă Dumnezeu? Și nu poate să facă. Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu întotdeauna și-a împlinit făgăduințele față de noi ca și oameni, indiferent cât de răi am fost noi. Și suntem. Dar trist este faptul că noi suntem cei care nu ne împlinim juruințele, să zic, sau promisiunile față de Dumnezeu. Dumnezeu n-a rămas și nu va rămâne dator la niciun pământean. Noi suntem aceia care vom rămâne datori față de Dumnezeu. Și aș dori să citim de asemenea din Psalmul 40, versetul 7 și versetul 8. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Știm că legea lui Dumnezeu a cerut moartea părinților noștri, a cerut moartea păcătosului. Și pentru că Dumnezeu l-a iubit pe păcătos, a abolit cerul de prezența iubitului său fiu și l-a trimis în locul acesta ca să moară pentru păcătos. Și Domnul Iisus Hristos a spus: iată-mă că vin și vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Vreau ca legea ei să rămână la loc, legea să rămână la locul ei de drept. Iar eu să mor în locul păcătosului. Eu să îl ajut pe păcătos să iese din acest impas și să-l împac cu tine pentru timp și veșnicie. Trist a fost faptul că atunci când Domnul Iisus Hristos a trebuit să vină, deși era aclamat în templu și era în fiecare sabat spus că trebuie să vină Mesia, Eliberatorul și care are să pune pe toți oamenii după voia lui Dumnezeu într-o ordine. Trist a fost faptul că atunci când Domnul Iisus Hristos a vrut și a venit pe pământul acesta, nu a fost nimeni pregătit ca să-L primească.